Dumnezeu, să ne mulțumim.
Doamne, că ai lipsit cel cuvios înțelepciune. Din epistola a doua către Corinte, a Sfântului Apostol Pavel, cie slujitorilor săi, iată, nunta este gata,
dar și profiți n-au fost vrednici. Deci mergeți la răspândire drumurilor și pe câți veți găsi chemați la nuntă. Slujitorii au zis la răspândire drumurilor și au adunat pe toți că ți-au găsit și buni și răi și s-au vrut casa nunții de oaspeți. Iar împăratul, intrând să vadă pe oaspeți, a văzut acolo pe un domn care nu era îmbrăcat în haină de nuntă și a zis: prietene, cum ai intrat aici fără haină de nuntă? El însă a trecut. Atunci împăratul a zis pe slujitor: legați-l de mâini și de picioare, luați-l și aruncați-l într-unericul cel din afară. Acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților. Căci mulți sunt chemați